Guvernul a decis că în localitățile în care rata de infectare este peste 6 cazuri la 1000 de locuitori, va fi introdusă carantina de noapte în weekend, iar în 16 localități din țară, în care incidența depășește 7,5 cazuri la 1000, carantina de noapte va putea fi impusă pe tot parcursul săptămânii, însă regula nu se va aplica pentru toată lumea. Pentru zonele care sunt carantinate noaptea, cei care au certificat de vaccinare pot să iasă din casă. Deci nu mi se pare normal dacă te-ai vaccinat și ai certificat de vaccinare să ți se restricționeze în vreun fel activitatea. Și primarul Timișoarei crede că restricțiile aplicate tuturor, indiferent dacă s-au vaccinat sau nu, sunt nedrepte. În Spitalul Victor Babeș, aici în Timișoara, cei internați cu COVID sunt 97% sunt nevaccinați. Deci acesta este un val al nevaccinaților și asta înseamnă că nu putem acum să impunem restricții noi, restricții destul de severe pentru vaccinații. Certificatul verde trebuie să se aplice. Pentru că acum au nevoie de certificatul digital, mulți au decis să se imunizeze. Așa că după perioada de vară, când vaccinarea a bătut pasul pe loc, acum a început să se intensifice. În ultimele 2-3 săptămâni aveam o medie de 3, poate chiar 400 de vaccinări într-o zi, vorbim de zilele lucrătoare. Acum am avut ieri 700 și astăzi avem peste 1000 de vaccinări. În județul Timiș, aproximativ 30% din populație s-a vaccinat. Din cauza restricțiilor, ca să poți obține certificatul verde, și cam ăsta este singurul motiv în principal. Până acum de ce nu te-ai vaccinat? Ți-a fost teamă? N-ai avut încredere în vaccin? Cumva da, am stat influențată și de teamă. Dar am văzut că ceilalți din jurul meu care au făcut nu au avut nicio problemă până acum și cred că e destul de sigur. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a stabilit că zona restaurantelor din mall-uri va trebui delimitată. Dacă după o sesiune de cumpărături la mall vreți să mâncați în zona de food court, trebuie să știți că regulile s-au schimbat, mai ales dacă alegeți să vă așezați la una dintre mese. Va trebui să prezentați un certificat digital care să dovedească că ați trecut prin boală, că sunteți vaccinați sau că aveți un test negativ. Vom proteja zona de mese. Cum? Cu niște bariere și se vor crea niște puncte de intrare, niște puncte de ieșire, unde colegii noștri de la pază vor verifica cu niște dispozitive, cu niște telefoane, practic, se va verifica existența certificatului digital. Și dacă l-ai, poți să te așezi la masă. Minorii sub 12 ani nu vor mai trebui să prezinte test negativ în toate acele locuri în care este obligatoriu certificatul digital. Până acum, pragul era de 6 ani. Totodată, când rata de infectare este între 4 și 6 cazuri la 1000, magazinele vor putea fi deschise până la ora 23. Dacă rata depășește 6, se vor închide la ora 18.